seara. Doamne ajută la toate. O să rog și coriștii să intre, să nu stea, să nu mai încămașă, să nu le trebuie. Să știți că mă gândeam în urmă cu vreo săptămână, două săptămâni, îmi spuneau și alții, părinte, ai grijă, concertul e la aceeași oră cu finala campionatului mondial. Și am zis, haideți să vedem cine vine. Poftiți coriștii în față, vă rugăm. Haideți, că după aia nu o să mai avem niciun moment de față. Hai. Haideți să-i aplaudăm, să ai lucrurile. Hristos este Cel care biruiește întotdeauna. Stând acum în altar, mă gândeam ce să vă spun, că n-am pregătit nimic. Și întotdeauna las pe Dumnezeu să mă treacă prin curcile astea ale măcinării interioare, până ce scoate ceea ce trebuie și eu nu știam. Ceea ce vă doresc în această seară este să încercați cu fiecare colindă pe care o ascultați să vă deschideți un pic aici. Și mai mult. Și mai mult. Pentru că noi nu cântăm doar de aici, o să vă cântăm tot de aici. Și încercăm ceea ce cântăm să ne transpunem în urmă cu mai bine de 2000 de ani și să-L primim pe pruncul Hristos așa cum se cuvine. Ce sărbătoare mare ne stă în față. Atâta emoție am, dar o emoție pe care v-aș dori să o aveți mereu. Este emoția sfântă în care sufletul vorbește cu tine. Și când sufletul vorbește cu tine, să știi că harul lui Dumnezeu începe să se așeze. Când mă uit în biserică și vă văd, nu pot să zic decât atât. Slavă ție, Doamne! Iar față de dumneavoastră se spun un singur cuvânt. Mulțumesc că ați răspuns acestei chemări, acestei sărbători minunate pe care noi o avem în fiecare an, înainte de praznicul nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos. Păstorii din Betleem au văzut semne, au văzut îngeri, și au auzit cântarea îngerească, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voie. Aceasta a doua parte a salutului îngeresc lipsește cel mai mult în ziua de azi. Pe pământ pace între oameni bună voie. Vedeți că totul din lumea aceasta costă. Și plătim sume grele pe diferite lucruri care ne bucură o zi, o două, o săptămână, un an. Și ne-am săturat. Hristos, prin ceea ce ne învață, ne arată că nu costă absolut nimic. Nici să fii bun, nici să dăruiești dragoste, nici să ierți, nici să ajuți. Nu te costă nimic. O singură jertfă. Să-ți pui inima pentru aproapele tău.
Ei, acești coriști minunati, cei tineri de aici, care vor începe concertul din această seară, și apoi tot corul Sfintei noastre biserici, nu au făcut altceva decât să vină la fiecare repetiție. N-au primit nimic decât poate o plăcintă într-o seară și un pahar de vin. Dar au venit cu drag, pentru că ceea ce faci fără alt interes, primești har de la Dumnezeu prin ceea ce faci. Și unde se așează harul lui Dumnezeu, vin și ispite, ca în orice familie într-o casă. Dar, când vorbim deja de familie, știm că într-o familie ce facem? Ne iertăm unii pe ceilalți. Ne ajutăm. Ne îngăduim. Aceasta înseamnă o familie. Avem familia mică din casă, avem familia mai mare din oraș și avem această familie a întregii lumi. Praznicul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos să ne deschidă sufletul, să ne deschidă inima, ca să puteți să simțiți acest praznic nu prin pom, prin becuri, prin pom de Crăciun și tot ceea ce ne bucură că împodobește. Dar dacă aici nu s-a schimbat nimic, să știți că nu s-a născut Hristos în acel suflet. Noi aceasta vă dorim în această seară. Să lăsați pe Hristos, prin colindele ce se vor cânta, să pătrundă în sufletele dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet că ați venit, iar acum îi invit pe cei tineri să ne bucure în colindele dumneavoastră. Și nu doar și cei doi.
prin râmbul cu flori, ce pe Paște jone marile, oile lui Domn, bunul dimineața lui Crăciunul. Mele cuși violele să meargă la tătoiele, oile lui Domn, bunul dimineața lui Crăciunul. Și pe jur de veselește și nouă ne mărțumește, oile lui Domn, bună dimineața lui Crăciunul.
Păi sunt cei de acolo. Păi nu mă cum. Doi spre ceară. Amintiri care te nasc și ce s-a pus aici. S-a pus în vide toată Harul lui Dumnezeu prin rugăciune. Și apoi, dacă ar fi să mulțumesc în mod deosebit, ar fi mamelor și fraților voștri și a tuturor celor ascoliști. Pentru că v-au crescut aici, în țara morților, cu frică de Dumnezeu, cu iubire de rugăciune și cu căutarea de frumosul cel adevărat. Există și frumosul fals. Și când descoperi adevărul, nu mai crezi. Mai avem căderi fiecare. Dar atâta e de frumos. Când după ispit, încercări, repetiți-mă, este așa ceva. Vă felicităm din tot sufletul. Iubiți cu mare drag și am doresc în fiecare an să fie să fim tot mai mulți care slăvim pe Dumnezeu. Te invităm și pe domnul dirijor, domnul profesor Gelu Muntea. Primele colinde, primul calup de 5 colinde, aș vrea să mă uit spre acești minunați oameni, să le spun și lor mulțumesc din suflet. Pentru acești ani în care v-ați terminat, ați venit mereu aici. Și am avut atâtea lucruri minunate de trăit împreună. Nu pot să dau drumul acest concert până nu vreau să-i mulțumesc și maestrului Iosif Fitz, care este soție, doamna Cezară. Că n-a știut absolut nimic. E prima dată când vin la acest concert de colinde de Crăciun împreună cu domnul profesor Gelu Muntea, împreună cu maestru Iosif Fitz. În 18 septembrie 2010 am început această muncă. Săptămână de săptămână. N-a fost ușor. Pentru că niciunul nu prea avea habar de muzică. Și cu răbdare
cu dragoste, dar mai ales cu seriozitate și profesionalism, s-a ajuns aici. Și acum, așteptând fiecare an cu acest drag, emoțiile cred că le-ați lăsat afară. Așteptând cu atât drag în fiecare an acest moment, haideți să facem să fim de neuitat, să ne bucurăm și pe noi, pe toți cei care au venit aici, pentru că se naște Hristos. Doamne ajută! Primele cinci colinde care se vor fi interpretate, orice veste, Dumitru Georgescu Chiria, Cerul și Pământul, Ioan Popa, Domnuleț și Domn din Cer, Gheorghe Popa, Coborâta, Moldul de Ciun și Colosus, Maestru Iosif Dix, tenist și armonizat.
stai, pajană mari minuse întâmplară. Lord,
iubiții noștri, i-am încălzit și noi vocile cu adevărat. Am intrat în această atmosferă minunată a nașterii Domnului Hristos și o să încercăm să vă punem la suflet și următoarele cinci cuvinte, toate armonizate de Maestrul Iosif. La căsuța unde neaua până întindă, înaintea iestor curți, nașterea Domnului nostru e Moș Crăciun și a sosit prașnicul iată. O să începem acest alunt minunat cu una din colindele de suflet ale Maestrului Iosif, Colo Sus, dedicată mamei sa. Înțelegem. De câte ori luăm
scrie un capitol din Evanghelie și le recitim, și le recitim, redescoperim altceva. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu ai cum să reprizezi niciodată. Și nu crezi că ești mai dărâmat. Când crezi că ești mai necăjit, cu siguranță nu mai mergi singur, ci Hristos este Cel care te poartă în brațe. El atât de mult s-a smerit, încât a primit să se nască într-o peșteră sărătăcioasă, la marginea Betleemului. Dar a venit să ne aducă bucurie. A auzit păstori, au venit împărații, magi, au venit prunci și toți i s-au închinat unui prunc născut într-o peșteră. Aceasta înseamnă Harul lui Dumnezeu când se așează în suflet, îți descoperă lucruri pe care altădată nu puteai să le înțelegi. Dar pe măsură ce trăiești în legea lui Dumnezeu, încep să înțelegi și Sfânta Scriptură, și Sfânta Liturghie, și toate celelalte taine care sunt în Biserica noastră. Să mergem mai departe cu aceste minunate cuvinte. Thank you.
Sufletele dumneavoastră vine spre noi, iar noi ceea ce cântăm în suflet, cum vă spuneam, merge către sufletele dumneavoastră. Este un schimb duhovnicesc minunat. Thank you.
mulțumim mult de tot pentru această seară minunată. Domnul profesor spune să mai căutăm o colindă la pagina 18. Thank you.
în fiecare an la acest concert, în care ne bucurăm împreună și parcă acord prin avion cu sufletul, s-a deschis ceva din copilărie și simțeam că se apropia plasnicul nașterii lui Hristos. Lăsați să rămână acel copil din acolo, nu doar de Crăciun, ci toată viața. Păstrați bucuria, optimismul sau vorbim de o nădejde și bucurați-vă de ce aveți și de cine aveți în dumneavoastră în fiecare zi. Noi, toți membrii Corului Sfinții Apostoli și Petru și Pavel, împreună cu Domnul Dirijor, Domnul Profesor Gelu Munte și cu Maestru Iosif, vă dorim sărbători cu pace, cu bucurie și cu Hristos în mijlocul familiei. La mulți ani! Să vă binecuvinteze cu sărbători, cu bucurie. Amin.